au copii, să nu afectăm au... și mafia. Da. Am afectat industria ușoară. A pus pe butuci industria, a pus pe butuci țara. Acum o să ne arătăm și mafia în țara asta. Hai să vedem imagini care arată ce se întâmplă. Ia uite unde e pădurea noastră. Uite, și asta nu-i nimic. Fii atent unde îi. Așa? Ia uite. Ia uite, plin cu lemn. Uite, lemnul ăsta trebuia să fie în pădure, să nu fie tăiat. Ia uitați. Ia uite unde este pădurea noastră. Ia uite. Așa, România, crește, ne dezvoltăm. Ia da, am văzut imaginile cu trenul acesta care a, uite că merge, dar important e către ce merge, că înțeleg că s-au închis granițele, nu s-au închis, pe vremea mea se închisesele granițele. Acum nu știu unde merge trenul ăsta, încotro o duce... Duce copaci ăștia într-o lume mai bună. Într-o țară civilizată, nu vreau ce nu zic. În Occident. Deci acum le-au venit sunt oamenii copaci care au emigrat. Da, dar între timp haideți să vă arăt și... De spaima virusului, nu te gândi la prostii. Pur și simplu, ne mai suportăm presiunea asta epidemiologică, da. Au luat calea străinătății, nu știu unde se vor duce, că nu e ca și cum ar fi zone extrem de relaxate, mă uitasem pe internet, fac această confesiune, căutam o țară încă neafectată. Nu există țări neafectate, există țări mai puțin afectate. Depinde. Sau mai afectoase, poate. Uite, în Belarus... Da. Exact. Atât avem, suntem la nivelul în care dăm exemplu Belarus. Competițiile sportive se desfășoară după calendarul stabilit anterior, cu stadioanele pline. Deci se merge în continuare pe viață. Se ignoră. Se merge, se merge. Acum nu mai poți să ieși în jurul casei, să te distanțezi social dacă vrei să alergi, să faci sport. Ideea e următoare, m-am oprit o singură dată din mașină, în drumul meu către vârful muntelui, trei ore am mers ca să alerge copiii până undeva, că am trei copii, asta e viața. Așa, dar nu asta e important, ce vreau să vă spun, este că m-am oprit să filmez această calamitate. Nu știu, așa am văzut-o, cu ochiul nespecialistului, așa am văzut-o. Băi, e o calamitate. O operațiune de rărire. De rărire, nu? Da, de rărire. Fii așa mai rar copaci, să nu mai fii chiar pe toate drumurile. Că dacă îți peste tot, nu știi să-i mai apreciezi, Rad. Așa, dacă îți mai răruți, e și mai drăguț. Și m-am gândit, zic, măi, stai un pic, că e în mod sigur ceva neregulă ce se întâmplă, ce arăta, mie mi-a arătat dezastru. M-am gândit că e război, dar nici chiar așa. Nu, e doar stare de urgență, e stare de asediu. După care să știți că am remarcat că acești copaci erau transportați, și poate că avem și imagini în acelea, erau transportați cu ajutorul, escortați, practic, de o mașină de jandarmerie. Deci, probabil că erau niște deșeșuri ilegale, ilegale. Nu știu, poate fuseseră violenți copaci. Poate au zis ceva copaci. Poate protestaseră într-un mod nepermis. Bine. Fuseseră și amendați în prealabil sau doar transportați cu duba jandarmerie? Nu și încolo. Nu să luăm o scurtă pauză de la această emisiune. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu alte informații importante. Dar ce mai sunt lucruri de spus, să știți. Da.